Ni hao! Sau bine ați venit în... China! În Beijing, mai exact, capitala Republicii Populare Chineze, dacă asta e denumirea completă a țării. A doua cea mai populată țară din lume în momentul actual, a fost luată de India. Suntem aici, am reușit să ajungem după un zbor de... Am făcut 10 ore? 10 ore din Milano. Din Milano, da. Ca idee, noi am zburat din România, în Milano, cu Ryan. Și de acolo... Cu Air China până în Beijing. Până în Beijing. Am reușit să trecem de viză. Ne-a luat foarte, foarte mult timp. Aproape 2 ore. Aproape 2 ore. Dar o să vă povestim un pic mai târziu și de ce ne-a luat atât. Vreți voi aici și faptul că la Bank of China, la ATM-ul de la Bank of China, mergi să scoți bani de pe cardul Visa, cred că Visa sau Mastercard. Nu știu exact, era Revolutul. Revolutul. Da, așa. Mergea și Visa și Mastercard. Când ți-ai zis că nu la toate bancomatele, nu la toate băncile mergi să faci chestia asta, dar găsiți în aeroport fix la ieșire, de la, mă rog, când ajungeți. Fazia că ne-am uitat și la un exchange. Doar că, pe lângă faptul că era un exchange foarte prost, cum de obicei sunt în aeroporturi, ne cerea și 60 de yuani ca și comision. Ceea ce e enorm. Mai bine scoteam tot de pe Revolut, da. Dar am văzut că ne merge Alipay-ul. Au o aplicație cu care faci plăți, mă rog, una dintre ele, și care merge și cu carduri internaționale, Alipay, și am reușit să ne cumpărăm cafea de la Starbucks cu ea. Deci ar trebui să meargă și la alți comercianți. Urmează să încercăm acum la metro, nu? Da, și ar trebui, dacă merge asta, ar trebui să nu ne trebuiască cash cam deloc. Și am ajuns la metro. Și acum să vedem dacă reușim să ne descurcăm cu Alipay-ul. Trebuie internet în primul rând. Simplu că nu știu cum se face. Deci am mers la transport. Trebuie să bifezi chestia de... A. Sunt foarte obosită. Fail to activate. Aici acum o dată. Pare că nu merge. Aparent era un alt proces. Cred că acolo e abonament sau ceva. Nu, acolo cred că era doar cash. Ok. Și ne-a ajutat băiatul ăsta. A dat codul de Alipay. Și a dat tablet. Thank you. Cum se zice mulțumesc corect? Xie, cred. Xie. Nu știu. N-am învățat în chineză. Și acum că sunt dezorientată. Rău. Unde trebuie să mergi? O să fie puțin cam... Subway entrance, acolo. Hai. Cam haos acest vlog, pentru că suntem foarte obosiți. N-am dormit de... Vezi mult că timp. Trebuie să scaneze bagajul. Trebuie să scaneze bagajul, super. Revenim după. Ok, am reușit să urcăm, ne-am grăbit să urcăm în tren. Facem cam 20 de minute până în centrul orașului, super ok. Așa arată biletele. Și a fost 25 de yuani. De persoană, amândoi am dat 32 de lei amândoi. Ca să ajungem până în oraș și de acolo o să mai luăm metrou. Deci, în primul rând, ce încercam și ne ieșea la Alipay era faptul că probabil încercam să luăm abonament direct din aplicație și nu mergea. Iar partea a doua am stat la ghișeu greșit, că toată lumea stă acolo. Acolo era doar pentru cash și m-a luat el și m-a dus la ăla unde se poate plăti cu cod. În Alipay cel mai pare că așa se plătește peste tot, mi-a venit soarele în ochi. Ai aici Alipay. Apeși și ai un cod și pe ăsta îl scanezi și îți ia toată lumea banii de pe el. Și noi îl blurăm ca să nu-mi luați banii de pe el. Acum așteptăm mai departe această aventură. Sincer, cred că ne-ar prinde bine o oră de somn. Deci am ieșit de la metrou. Prima chestie care ne-a surprins aici e faptul că sunt foarte, foarte multe mașini electrice și pe lângă mașini și scutere. Și biciclete, și au foarte multe piste. Și parcări, da, de biciclete au multe. Cum ar fi domnul ăsta care își parchează aici bicicleta? Mă rog, adică parcări, efectiv le las pe marginea drumului. Păi nu, dar sunt marcate. Sunt marcate, da. Dar vreau să zic că nu le leagă de ceva. A, păi nu, că nu se fură. Sunt camere peste tot. Ce vreau să găsim hotelul și... Da, pe aici, în dreapta. Dreapta? Ține pumnii să ne facă check-in-ul. Sau măcar să ne țină trollerul mare. Ca să nu mai cărăm după noi și să putem să ne
deplasăm în voie. Am ajuns după o oră, cam o oră cred că am făcut de la aeroport, cu trenul expres și cu metroul, la King Park View Hotel. Un hotel la prima vedere vechiuț. Nu mai țin minte dacă așa am luat cu paturile, așa, dacă nu mai avea paturi împreună. Avem anul, e un grilaj. Am crezut că sigur că cineva pe scară. Avem... Viu către stradă. Viu către stradă, dar nu e cine știe ce, dar suntem aproape de centru. Și asta a contat foarte mult și la unul dintre cele mai decente prețuri pe care am putut să le găsesc pe aplicațiile pe care le știm noi și în care am avut cât de cât încredere. Adică acesta e luat de pe Agoda, ca majoritatea de altfel. Și cea mai bună parte e faptul că ne-a făcut check-in la 9:30 dimineața. Așa, deci putem dormi. Da, și vă mai povestim chestii după. Așa, acum că suntem un pic mai fresh, am zis că vă zic de viză. Printre 11.000 de tipuri de vize pe care China le are, are și un tip de viză pentru tranzit, îi zic ei, care poate fi de până la 6 zile, deci vă puteți face o escală de până la 144 de ore. Cel mai important, destinația de la care plecați să nu fie aceeași cu cea de întoarcere, deci nu poți fi un zbor dus-întors, locația în care ești, China și înapoi. Cum am zis, noi am plecat din Milano, am ajuns în Beijing, din Beijing peste 3 zile avem zborul către Taiwan. Procesul e destul de simplu, îți cere biletul de ieșire din țară, trebuie să-l ai, să dovedești că ai ieșire din țară și când e, și să ai hotel rezervat. Și că mai a fost, doar că noi nu știu, că am avut vreo 15 persoane în față și a durat extrem, extrem de mult. Teoretic erau vreo 5 ghișe acolo, practic era unul singur deschis și se mișca destul de greu. Deci am stat vreo o oră, un sfert, ceva de genul ăsta, doar la coada pentru viză. Tot ce trebuie să facem acolo în plus a fost să completăm o hârtie cu datele personale și cam atât. Și după ce ții viza, îți lepești o hârtie pe pașaport, mai trebuie să mai treci pentru un alt control de securitate, la poliția de frontieră, mai stai și acolo la o coadă și, cum am zis, toată chestia asta cred că ne-a dus undeva la o oră 45, pentru că mai trebuie să mai luăm și trenul din terminalul în care eram, în alt terminal unde ne-am dus bagajele. După cum știți, China are propriul internet cu propriile aplicații și are blocate toate aplicațiile pe care noi le folosim de zi cu zi, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube și orice ție de Google. Dar am descoperit că poți trece de ele cu anumite VPN-uri, însă noi momentan nu am reușit cu VPN-ul pe care l-am luat, dar am reușit să trecem peste acest impas cu cartela eSIM de la Nomad. Am dat 17 euro pe 5 GB de internet, care funcționează și aici, și în Taiwan, și avem și un cod de reducere. Dacă vă faceți cont și vă cumpărați eSIM de la ei cu codul de aici de jos sau lăsați-l și în descriere, aveți reducere $3 la prima comandă. Google-ul fiind blocat. Mergem cu Apple Maps-ul. Da. Care e aproximativ bun. Aproximativ, ideea e că gen Google-ul îți dă variantă doar de mers pe jos. Și cam atât. În schimb, Apple Maps-ul îți sugerează și transportul în comun. Da. Da, să zicem că când am venit de la aeroport, nu ne-a dat chiar cea mai optimă rută, am modificat-o noi un pic. Acum că suntem fresh, dormiți și porniți în explorare, observa că s-au aglomerat străzile. Foarte, foarte tare. Nu era aproape nimeni când am venit noi la 9 dimineața. Pregătit, stai la coadă? Nu-mi dau seama cât de mult o să stăm, dar da, suntem la Lama Temple sau Yongye Temple sau Yongye Lama Seri, un templu tibetan budist, cel mai înalt din țară, din ce am citit, și unul dintre cele mai mari. Despre cum se intră nu vă putem spune prea multe. E un haos total, ne-am învârtit într-o intersecție de 3 ori ca să o luăm în direcția. Asta pentru că ne-am uitat noi pe Maps cum trebuie. Bine, asta și din cauza noastră. Dar aici e un haos total. Cred că se vede, nu? A, dar noi nu cred că suntem bine. Cred că ăștia au bilete. După ce ne-am pus la coada bună, am luat și noi bilete și am mers iarăși la coada aceea.
am reușit să intrăm cu 25 de ioani de persoană. Momentan am intrat într-o pădure, parc, ceva de genul la intrare. Foarte drăguț și e bine că este umbră și, sincer, este, nu știu dacă e atât de cald cât este umiditate foarte mare. Deși oamenii sunt îmbrăcați și ne-ai indus în eroare, m-am îmbrăcat destul de bine, că toată lumea, dacă vă uitați, au și gesti pe ei. Ce am observat până acum, multe trepte și distanțe foarte mari, efectiv, până reușești să mergi sau să traversezi sau să faci ceva. Și mulți oameni peste tot, la modul da, angajați. Da. Da. Nici măcar astea nu ni le-am scanat singuri. Era un băiat care ni le scana și după aia ni le dădea. Aproape la fiecare trecere de pietoni din asta mai aglomerată erau polițiști și nu unul. Da, în erau doi, trei. Stau stewardi la porți, la uși, la unele da, uși. Da, n-am zis exact care e rolul lor, dar se dau jos la fiecare stație. Se uită stânga-dreapta și se urcă înapoi. Da. La fel îți scanează peste tot geanta. Da. Deci ai în geantă ca la aeroport. Scanează geanta și mai stau și după cu scanner pe tine să vadă ce ai. Și pe mine m-a și pipăit că i-a pipăit telefonul și a început să mă pipăie. A, e ok, că gen văd că e telefonul și te lasă în pace. Și chestia asta se întâmplă și la metrou. Deci nu doar la, nu știu, aici la Tempo, da, să zicem. Da. Suntem la celebrul Lama Temple sau Yonge Temple sau Yonge Lama Seri, un templu tibetano-budist, unul dintre cele mai mari din țară și cel aflat la cea mai mare înălțime din țară, construit în mijlocul și finalul dinastiei Xing. Arhitectura pe care o găsim aici, cum am spus, este inspirată din stilul tibetan, dar și din stilul chinezesc Han. Lumea se roagă, într-adevăr, aprinde bețișoare, nu ne pricepem și nu o să comentăm astfel de ceremonii pentru că nu le știm. Pare că intrăm din templu în templu sau din sală de rugăciune în sală de rugăciune și din curte în curte, că nu se mai termină, tot mai intrăm pe undeva și mai ieșim într-o curticică. După cum spuneam, încă o curte, mai intra pe undeva. Este foarte mare locul ăsta, deși inițial nu părea. Nu mi-e clar dacă ne-am învârtit, dar nu ne-am învârtit, nu? Doar seamănă totul. Ce mai are special este că este singurul templu tibetan cu țiglă aurie, care este culoarea împărăției. Acestea sunt niște străzi specifice, niște alei specifice nordului Chinei, mai exact Beijingului. Se numesc Hutong. Sunt practic niște alei înguste cu case înșiruite. Dar chiar și așa, ia, dacă ne uităm pe o străduță mai mică, nu e aici cel mai bun exemplu, aici e un magazin. Sunt tot fel de străduțe înguste și un întreg cartier. Și acestea sunt casele pe stilul vechi, înainte să apară blocurile înalte și clădirile moderne în Beijing. Multe din scuterele de aici au gecuța asta pe ele, sau cum e ăla de acolo, și le pun probabil pentru cazurile când e mai frig, să nu-i bată vântul și să nu le înghețe mâinile. Adevărat că e o experiență foarte nasoală să-ți înghețe mâinile pe ghidon. Am văzut foarte, foarte mulți care au pus improvizat, ba dintr-o geacă, ba dintr-o fel de pătură, plapmă, chestii de genul ăsta. Foarte multe din bicicletele pe care le-am văzut pe aici nu par că sunt proprietatea oamenilor, sunt închiriate, sunt astea galbene și albastre. Chestia asta mișto, că o iei de acolo, lași acolo, nu ne-am uitat exact cât costă, poate luăm și noi. Ne plimbăm, deși voi să mă chestii, că trebuie totuși o aplicație prin care să... Probabil Alipay ar trebui să meargă, care mai multe mini-aplicații Alipay-uri. Printre care și un fel și taxiul, adică un fel de Uber al lor chinezesc, Didi. Și mai multe chestii, de exemplu, inclusiv la un restaurant, mă rog, o chestie unde am luat un ceai acum, când am scanat cu Alipay, m-a dus în mini aplicația din Alipay al lor și acolo am plătit.
Da, face de toate Alipay-ul ăsta, în concluzie. Și schimbă și bani din euro, din adică ce vrei tu. Eu cred că doar ți arată rate. Doar îți arată? Nu schimbă? Da. Asta am gândit eu. De fapt, nu, s-ar putea lor să le schimbe. Da. De fapt, nu, noi nu putem să ne adăugăm bani pe Alipay. Da, și acum faci pe Revolut. Revolut. Da, n-avem card de China și nu putem să adăugăm bani și după aia să folosim banii aia din Alipay. Noi doar am linkuit Revolutul și la fiecare plată ne trage automat din Revolut. Adică facem nu... așa, gen din, da. Din bancă punem în Revolut, din Revolut și Alipay-ul. E și ea singur, da. Nu încărcăm Alipay-ul pentru că n-avem bancă, n-avem card de China. Ideea e că ei mai au o aplicație. WeChat. WeChat-ul, doar că pentru noi ăștia din afara Chinei nu merge. Trebuie să ai invitație de la un chinez. Da, de la cineva care are de WeChat de mai mult de 6 luni. Da, și care are, mă rog, card de China, ceva da. De genul, ca să garanteze și... pentru tine. Și după aia mi se pare că poți să-ți linkuiești și Revolutul sau cardul tău, mă rog. Da. Ideea e că noi nu cunoaștem pe nimeni care fie chinez, să aibă card de China și toate, așa că... Și atâta timp cât merge Alipay-ul, nici n-avem de ce să ne complicăm, exact. Adică... Exact, am avut niște emoții. Da, am mai scos și cash, în caz de orice avem și cash. Și aia, am plătit într-un loc să vedem și noi cum arată și alte banknote, că aveam doar de 100. Da. Da, al doilea templu al nostru pe ziua de azi este templul lui Confucius, construit în 1302. Este închinat lui Confucius, un filozof din antichitate, înainte de Hristos, învățătorile căruia stau la baza înțelepciunii chinezești. Aici se află și o școală și are sens, pentru că Confucius, pe lângă filozof, a fost și profesor și a fost primul profesor din China care a militat pentru educarea maselor de oameni. El, de-a lungul vremii, a promovat moralitatea, dreptatea, bunătatea, corectitudinea socială. Învățăturile lui rămân influente atât în China cât și în Asia de Sud-Est, până în zilele noastre. Lui Confucius i s-au oferit și ofrande, era ca un ritual. Aici avem niște statui a unui porc și un ied, berbec, probabil, așteptăm să fie sacrificați. Și în cadrul același ritual avem și diverse instrumente muzicale folosite. Asta apare aici o tobă. Și mai sunt unele, dar n-aș ști să vă zic ce sunt. Dar arată interesant. Să vă mai zic o chestie de China. China, sau mă rog, Republica Populară Chineză, cum se zice de fapt, e una din cele, cât erau cinci țări declarat comuniste. Da, pentru cinci că... țări comuniste din lume, da. Care le știe toată lumea. China, Coreea de Nord, Vietnam, Laos și Cuba. Astea sunt cele cinci. Doar că, mă rog, n-am fost decât într-una singură, în China. Da, sperăm să mai ajungem, de fapt, acum că mă gândesc. Dar, mă rog, din ce am mai văzut, din ce am văzut pe net, la alții care au fost, nu pare să se compare China cu una dintre acestea, chiar dacă sunt comuniști, sunt foarte, foarte dezvoltați. Dar astea s-au datorat unor reforme care s-au făcut prin anii 50, 60, 80, de conducătorul de atunci, Mao Zedong, chiar dacă asta a presupus și moartea foarte multor oameni. O înfomentare foarte mare în acei ani. Puteți căuta pe internet și găsiți tone de materiale despre ce s-a întâmplat atunci când, în China. Da. Dar așa a ajuns China de atunci, China de astăzi. Da. Și pentru că este o țară comunistă, nu o să dezvoltăm subiectul mai mult. Exact. Ce ai acolo? Iaurt de Beijing. Reacția la cald când l-am încercat. Am mai mâncat așa ceva. Ei zic lapte, dar asta e iaurt, nu-i lapte. Cu oțet de orez și cu miere. Cred că are miere. E un iaurt dulce. Sincer, nu se simte oțetul. Are gust de lapte bătut. Cu zahăr. Nu iaurt. Lapte bătut. Cu zahăr. Da. Da, nu e rău. Cred că e prima încercare de mâncare chinezească, de băutură chinezească. Mulți. Mă rog, am mai luat un ceai, dar... Mulți spus mâncare. Da, am mai luat un ceai, dar n-a fost cine știe ce.
Și atât a costat. Adică vreo 3,20 lei mi-a arătat conversia. Suntem pe o stradă, Nan Luo Guxiang, care după căutările mele pe internet s-ar spune că este paradis pentru mâncare. Momentan nici nu știu ce să zic. E foarte multă mâncare, dar e și foarte multă lume. Și gălăgie. Cred că e prima dată când auzim gălăgie aici. Vrei frigăruie? Frigăruie chinezească? Așa pare. Nu știu ce e aia. Explică, Cristina, unde am ajuns. Am ajuns la un hot-pot. Care, mă rog, știam că este o chestie de-asta. Îți faci tu o supă cu chestii, doar că ne-a bătut meniul grav. Nimeni nu vorbește engleză. Și nu știm ce ne-am comandat. Ne-ar fi acolo, gen să luăm ceva... Ceva supă? Baza pentru supa care o să vină în chestia asta, cred. Și avea la 500 de grame. Inginția zice ăsta la 500 de grame. Și ne-a zis să luăm că asta e 2 kg. Da. Și... Ai, gen, pentru 2 kg. Ai, mâncăm 2 kg de ciorbă. Și am mai avem chestii pe masă și eu nu știu ce să fac cu ele. Da, ne-au dus sosurile astea. Dar avem doar bețe, deci nu știu exact cum le mâncăm. Avem mai multe sosuri acolo. Și mai avem și ingredientele alea de acolo. Sincer, nu știm ce se întâmplă. Nu știm ce se întâmplă, nu știm cât o să dăm, nu știm. Hai să căutăm pe net cum funcționează. Da, poate era o idee mai bună să căutăm asta înainte. Oricum, instant de cum am venit, ne-au pus toate chestia asta pe masă. În schimb, e drăguț că îți dau apă din partea casei. Mm-hmm. Oricum, n-am văzut meniul de băuturi. Noi de pe am văzut meniul de mâncare. Da. Într-un final mâncăm. Da, ideea e că am cred că am stat 10 minute așteptând, crezând că se întâmplă ceva. Dar aparent băiatul, nu știu, gen, el aștepta cu totul altceva. Și cumva am dat comanda de nou. Da, și că am comandat prea puțin, cred. Nu știu, și cam așa arată. Mă rog, ne-a pus el, deci avem aici chestia asta care fierbe, are o flacără de desubt. Și ne-a luat niște carne și niște noodles și ne-a ajutat el, a văzut când ne pricepem. Și ne-a fiert el carnea cum trebuie. Și mi-a aruncat și o bucată aici, în sosul ăsta de susan. E bun? Acum întrebarea mea e varza tot acolo bun? Ah, da, că ne-a luat și varză. Da, cred că poți să iei o felie de varză. Nu pot. Ai zis într-un final să ne înțelegem cu el prin Google Translate. Și noodle și ăia arată așa, pentru că dacă am înțeles noi bine din meniu, ar trebui să vină și să-i întindă el la un moment dat. Cristina gătind varză. Ar trebui să mai și amesteci. Am zis că nu e gata. Mă simt că la școală ajutătoare, gen că vine și parcă nu știu. Păi nu știm. Ce e prima oară când încercăm. Nu știu sigur dacă e chinezesc sau corean. L-am găsit pe net și la de încercat în China, deci în Beijing mai exact. Vedem? Acum veni să ne facă și un model. Cam așa arată noodle și formă de final. Mă, ce lungi se fac. Mm-hmm. Aș ți faci din aia, mi zice, un fel de tagliatele. Cred că-i jignești. Da, am terminat, am reușit să mâncăm, cred că tot. Da, sincer a fost suficient, pentru că ne-am umflat și cu noodles. Ce? Ca să-ți dea fata aia niște cărți. Și ce fac cu ele? Nu știu. Așa. Mă speriat. Pare deci... rău dacă e nepoliticos, dar nu știu ce fac cu ele. Da? Am văzut niște chestii de orez umplute cu carne. Deci am reușit să terminăm tot ce am luat acolo. A venit și nota finală. N-a fost la noi se întoarce. Super. N-a fost atât de rău. A fost 181 de yuani, care înseamnă undeva la 116 lei de dea Revoluto. Un preț ok. Nu pot să zic că m-a dat pe spate. Ne-am umplut stomacul, dar mai mult cu
nu știu, cred că de cât a durat până ne-am făcut da, alea. Da, eu nu sunt fan mâncat, să mă chinui să mănânc, ceea ce chestia asta a presupus. Deci, na. A trebuit să ne facem singur mâncarea, da, a fost interesant. Oricum o să ne distrăm cu mâncarea, pentru că nu știu deloc engleză. Mici, o boabă. O boabă, da, până la urmă ne-am înțeles cred pe Google Translate. Cred că tot ce a știut fata aia Wi-Fi și atât. Nu, că i-am deschis, nu, că i-am arătat. Ah, ok. Nimic. O groază de chestii și o groază de lume pe strada asta. Mm-hmm. Sunt mulți. Și noi ce ne-am luat? Nimic. Exact. Atât de multe lucruri, dar nu ne-a făcut nimic cu ochiul. Cred că ne-am am filmat, dar gen era un chiurtoș cu frișcă la frișcă. Interior. Cred că ne-am umflat noi cu noodles-ul ăla. Cred că ăla a fost cel mai consistent de acolo. Te-am zis, mai aprins la niște frigărui de aici. Dar nu mai intră nimic, oricum. Plin de street food, oarecum. Te mai duc pe street food-uri. Mai și venim. E foarte mult dulce. Adică e și carnea aia. Și foarte mult dulce. Au aluat, au pui mici. Ceea ce în mod normal în Asia nu prea vezi. Chestii cu aluat. Aici, uite, de exemplu, au puinica aia care mi se pare că este tradițională. O întind și se vede în dreapta acolo cum. Am ajuns pe o stradă lăturalnică, un hutong, care cred că ce se vede cel mai bine, practic, acestea sunt casele în care se și locuiește, nu sunt transformate în magazine. Și bine, în principiu au porți, nu vezi mare lucru. E structura pe care o vedem și pe celelalte străduțe. Structura tradițională. Acestea fiind spuse de aici, de pe malul lacului Huhai, vă spunem că s-a mai terminat un vlog. Dacă vreți să ne susțineți continuare, nu uitați să ne urmăriți, să împărtășiți și cu alții, să ne dați acolo un like, să ne comentați, să ne spuneți dacă v-a plăcut, ce părere aveți. Și nu uitați și de Instagram _justetravel și justetravel pe TikTok. Pa!